să faci. Că odată, odată tot o să fii. Asta e jocul. Noi să ne rugăm la Dumnezeu să fim bine. Mireasă pentru fiul meu. Opa! Cum credeam eu că nu sunt norișori. Uite cum apar norișorii. Nici nu știu la cine să mă uit, la doamna Ștefana sau la Cornelia? La mine. Cornelia, mă uit la tine. Da. Eu știu că tu vorbești, ești deschisă. Și sunt convinsă că ai să-l formezi, ai să-l modelezi, mă rog, și pe Dragoș în sensul ăsta. În sensul ăsta, da. În sensul ăsta, bineînțeles. Da. Ai auzit ce vorbeau mamele în cameră, începând de la afirmația ta? Eu credeam că s-a înțeles ce am vrut, de fapt, să spunem. Și se pare că nu. Ce ai vrut tu să-mi spui și ce au înțeles mamele? Despre concurenții care formează un cuplu în casă, pleacă cineva. Este eliminat Dragoș, pleacă. Da. Și dacă scopul meu în casă este altul decât am găsit iubirea, formez un alt cuplu. Atât. Lăsați puțin să înțelegem mamele de ce au altă părere. Doamna Ștefana, ce ați înțeles dumneavoastră? Dar ce este momentul a fost... Să zic, surprinsă, neplăcut. Așa prima impresie. Pentru că auzisem întotdeauna de câte ori se vorbea, spuneau că dacă băiatul este eliminat, scurțele și era eliminarea. Vorbesc direct despre Cornelia. Și când am auzit, am rămas așa puțin. Când ați auzit că de fapt se uită mai la Maricel, mai la Alin și deodată pac. Așa. Totuși, dumneavoastră vorbeați mamele, mai multe mame, cred că erați toate, și spuneați dumneavoastră, doamna Ștefana, discuția e dacă pleacă băieții. Nici nu au început eliminările de băieți, le și făcură. Da, știți că încă nu s-au făcut eliminările de băieți și deja au început să discute despre ceea ce vor face. Doamna Elena? Deci dumneavoastră nu v-ați lăsat și spuneați, papu, ce e? Adică le și făcură și nu ați continuat. Papu, ce e? Papu, ce e? Da. Mi-a plăcut că au fost sincere. Ce spuneau pe materiale și ce spuneau ele e adevărat. Eu am auzit foarte clar material. Se încurcă treaba, dar noi nu suntem copii. Dumneavoastră, doamna Elena, ce ați înțeles? De ce am înțeles eu? Da. Cum să-mi iau papucii? Cât de curând? V-a adus o pereche de papuci? Mama dumneavoastră, v-a mai trimis alte perechi de papuci de mama? Nu, mama, pantofi. Ah, exact. Mulțumesc, mami, să rămân ai port, dar nu acum. Bun, hai totuși să revenim la făcutul papucii. Da. Dumneavoastră ați înțeles, doamna Elena, că fetele deja și-au făcut planuri. Trebuie și ele, doamna Mirela, să facă și el un plan. Adică planul B. Planul B. În cazul care planul nu merge și băieții sunt eliminați, ele nu, ele rămân. Ce fac ele? Ce ați înțeles să fac ele? Ce fac ele? Ce trebuie? Vă cam place cum gândesc fetele. Adică vorba aia, pleacă Dragoș, rămâne Răzvan. Și ele trebuie să se reorienteze. Păi nu știu. Pleacă Maricel, rămâne Răzvan. Băi, hai să ne gândim, doamna. Ce scrie pe cartonaș? Nu, dumneavoastră spuneți ce-am vorbit dumneavoastră, că voi scrie pe cartonaș. Ce-ați vorbit dumneavoastră, spuneți? Cartonașul de multe ori mai are greșeli, mai are, eu la rând, nici n-am nevoie. Eu v-am pe dumneavoastră, doamnele. Când am concureții, nici nu mai trebuie cartonașele. Pe să le țin așa, să mă dau mai deșteaptă. Vă ascult. Dar nu știu de ce. Cu papucii. Păi așa, nu trebuie să vină la un moment dat și eliminări de băieți. Deci vi s-a părut că ele fetele judecă corect? Că e din punctul ăsta de vedere, da. Da, ați spus că mi-a plăcut că au fost sincere. Eu am auzit foarte clar materialul. Se încurcă treaba, da. Se încurcă. Da, se încurcă situația. Vedeți cum? Cu distracție. Doamna Mirela, nu am înțeles, mamele, bine că eu am început discuția. Am spus că dacă m-aș despărți de George, eu nu m-aș mai putea... Reorienta. Da, spre un alt băiat din casă. Și ce faci acum? Și Cornelia a zis. Păi, tu acum ce faci? M-aș eu stau.
George, te-ai despărțit. Da. O ajut pe doamna Elena să-și pregătească papuce. Îi dai papuce, doamna Elena? E sincer. Bun. Eu văd multe zâmbete și... Numai în cazul în care ne-am despărțit, nu în cazul în care am ieșit ei afară. Nu. Și mai vreau să spunem ceva. Noi, fetele, referitor la Cornelia, când dăm un exemplu, preferăm să spunem, să ne referim exact la noi ca persoană, la cuplul nostru, ca să nu dăm interpretări. Și dacă a fost vorba de Cornelia și Dragoș, doamna Ștefana automat s-a simțit lovită. Și așa va fi de fiecare mamă care fata își va da cu părerea despre partenerul. Exact. Da. Mi-a dat exemplu Maricel și Alin pentru că eu cu Andreea eram de față. Pentru că eram și eu de față. Exact. Nu putea să zică de Cosmica, automat se sesiza Cristina și... Da, da, voi. Andreea chiar mi-a zis, pentru că eu, după discuția asta, bine, nu că am fost supărată, dar oricum mi-a zis, Andreea, doamna Ștefana, să nu cumva să vă supărați, eu nu am arătat că aș fi supărată, dar mi-a zis să nu cumva să vă supărați, pentru că a fost o discuție între noi și nu aveți de ce, deci nu aveți motiv. Și dumneavoastră chiar nu v-ați supărat, doamna Ștefana? Nu, nu m-am supărat, pentru că orice e permis. Orice e posibil și scopul scuză mijloacele. Scopul scuză mijloacele, s-a stat puțin, dar vorbim de Cornelia, care își făcea planul în lipsa lui Dragoș, când el ar fi eliminat. Și ea este partenera băiatului dumneavoastră. Ce înseamnă scopul scuză mijloacele în acest moment? Am zis în general, deci nu... Păi da, în general, doamna. Dar uite, hai să particularizăm că e vorba de cuplul fiului dumneavoastră. Nu, eu cred că nu am de ce să fac griji, așa cum văd că merge relația. Dacă am spus atunci, am spus că a fost imediat după material. Și... Dar spuneți-mi cumva, ați tras un mesaj lui Dragoș referitor la chestiunea asta? Da. Deci de asta urmează materialul care urmează. Am explicat atunci că încercam să ne găsim... Să găsim motive referitor la ce s-a întâmplat în edițiile anterioare. Am înțeles. Așa, înțeles. Deci de asta, Dragoș, este cum îl vezi de următorul material, pentru că mama lui a apucat să-i transmită mesajul. Păi atunci se leagă lucrurile. Și n-are rost acum, că nu mai avem timp, trebuie să luăm o scurtă pauză, dar revenim cu materialul să zicem ce s-a întâmplat cu Dragoș.